Domnule primar, care mai este situația proiectelor europene? Este un subiect fierbinte la Mangalia. Vă rog să ne spuneți ce s-a mai întâmplat. Eu cred că la Mangalia toate subiectele sunt fierbinți, dar se începe cu unul dintre proiecte foarte importante și intens mediatizate la nivel național, vorbind de ale ATI-lor, modernizarea faleței vechi a orașului. Să spunem așa, a intrat în nedreaptă, undeva la sfârșitul lunii mai ar trebui să fie gata. Și rog pe toți cetățenii care doresc să vadă care este înălțimea zidului, să mai urmă, că deja s-a și montat granitul pe anumită porțiune, deci va avea la final 80 de centimetri. Și va fi un punct de atracție atât pentru locul Mangalii. Da, să vă întreb că era, a fost mare tevatură cu acel zid și chiar voiam să ne precizați până la urmă care e înălțimea. Mă bucur că un asemenea proiect a fost promovat la nivel național și sunt convins că toți turiștii care îmi vor vizita vor dori să vadă această faleză și să vadă exact înălțimea zidului. Parcul Evergreen, când îl terminați? Parcuri vorbindu-l așa la sfârșitul lunii mai, deja se turnă asfaltul pentru pistele de biciclete. Pentru biciclete, cred că undeva spune la viitoare vom începe să monteze și gazonul. Clar, suntem, să spunem, pe linia dreaptă și cu parcul. Și parcă mai era un proiect început cu fondul UE, Cetatea Calatis, despre aceasta? Un proiect, la fel, foarte frumos, vorbind de două șantiere începute, cred că undeva în iunie va fi gata și acest proiect, un proiect spectaculos și va fi un punct de atracție, să vă spun, atât pentru locuitorii muncii Mangalia, cum și pentru turiști. Și ne vom opri aici, sunt foarte multe proiecte pe care trebuie să le facem în viitorul apropiat. Legat de Cetatea Calatis, până la urmă se face cu banii de la bugetul local? Avem trei proiecte începute și pe care le vom finaliza, chiar dacă sunt unii politicieni care nu și-au dorit finalizarea acestor proiecte. Ele au început pe finanțare europeană și puteau să fie finalizate pe finanțare guvernamentală. Din păcate, cum bine știți, la Mangalia, membrii Consiliului Local, pentru că trebuia să avem acceptul Consiliului Local, n-au aprobat membrii Consiliului Local împrumutul de la Trezorerea Statului Român, de la Guvernul României. Din cele 250 de localități care aveau în desfășurare în jur de 500 de proiecte, numai două localități din România n-au luat banii de la Trezorerea Statului Român, vorbind aici de Comarnic și de Mangalia. Este trist, pentru că aceste proiecte le vom finaliza pe banii cetățenilor, banii din bugetul local. Deci nu au vrut să-i finalizeze, nu au vrut membrii Consiliului să-i finalizeze în banii guvernamentali și uitați unde am ajuns. Dar disputele politice întotdeauna știți că la Mangalia au fost mai aprinse decât în altă parte, pentru că interesele sunt majore. Nu trebuie să uităm un aspect, Mangalia administrează 6 stațiuni turistice și interesele unor consilii locali în această zonă, vă spuneam, sunt majore. La un moment dat, tot ca urmare a unei dispute în Consiliul Local, locuitorii Mangaliei au ajuns să facă o petiție cetățenească pentru asfaltarea străzilor. V-au dat consilierii bani, v-ați apucat de treabă? Nu, ne-au mințit și data aceasta, atât de mult cât și pe locuitorii municipiului Mangalia, și vorbim și de cei care au inițiat această petiție. Vorbim de peste 2200 de persoane, în 48 de ore s-au mobilizat și le mulțumesc încă o dată, dar membrii Consiliului Local n-au păcălit, au venit în ședința Consiliului Local și n-au aprobat decât asfaltarea unui cartier, vorbind de Dobrogea 2, a cartierului este în apropierea parcului. Aici aveam autorizație de construire din ianuarie 2015 și uitați că suntem în mai, aprilie, mai 2016 și doar acum au aprobat banii pentru pietruirea acestor străzi, vorbind de 16 străzi și asfaltare, bineînțeles. Dar pentru plombarea în oraș nu, n-au dorit, pentru că trebuia să fie un singur vinovat, acela trebuia să fie primarul, pentru că acești domni care, să le spunem așa, care sunt interesați ca actualul primar să plece, sunt cei care spuneau că vor să-și iau orașul înapoi, sunt cei care au pus mâna pe toate terenurile din Mangalia, acesta e mesajul pe care trebuie, că vrem să luăm orașul înapoi. Eu nu l-am luat orașul și nici eu din primărie, oameni care muncesc foarte mult și care au fost umiliți de unii membri ai Consiliului Local, pentru că muncesc foarte mult la aceste documente, la aceste acte, și mă duc în fața Consiliului Local și spun că nu sunt de acord, măcar să spun aici de a te apuca de aceste materiale. Deci, din păcate, membrii Consiliului Local n-au aprobat plombarea străzilor din Mangalia. Trebuie să ne uităm că oamenii sunt mașine și turiștii care vor veni de 1 mai, de asemenea. Păi nu interesează decât un singur lucru. Orașul trebuie să fie pe mâna lor. Nu îi vor lăsa și de aceea dau semnul și la componenta politică, pentru că nu trebuie să-i lăsăm
Și este foarte important să avem la Mangalia atât un primar al Partidului Național Liberal, precum și un consiliu local al Partidului Național Liberal și un consiliu județean, pentru că este foarte important și o să sumăm aici importanța consiliului județean, al consiliului județean să fie tot al Partidului Național Liberal. Este foarte important oamenii să cunoască acest lucru, pentru că dacă nu am consiliu local, nu pot să fac mare lucru. Patrimoniul unei localități este în mâna consiliului local, în mâna consiliului local, nu în mâna primarului. Deci primarul propune împreună cu echipa din primărie, pentru că lângă mine este o echipă frumoasă din primăria Mangalia, deci propune și membrii consiliului local aprobă sau nu un proiect. Bun, până ajungem la politică, la spațiile verzi mai lucrați, că și acestea a fost un proiect contestat sau... La început oamenii au fost reticenți. În urmă cu un an jumate când am apucat acest proiect, a fost un proiect pe care l-am dorit foarte mult, un proiect contestat, într-adevăr, și astăzi este aplaudat, pot să spun, de locuitorii municipiului Mangalia, pentru că văd exact care sunt beneficiile. Vom continua, vom finaliza în vara acestui an acest proiect, după care intrăm și în stațiuni, vom delimita spațiile verzi, vom creiona registrul spațiilor verzi, care este foarte important. De asemenea, membrii Consiliului care nu au aprobat întocmirea acestui registru și o să spun de ce și ce pierdem, pentru că nu a fost întocmit până acum, pentru că după ce ai întocmit registrul spațiilor verzi, nu mai poți trânti, eu știu, tarabe, tonete, cioșculețe de tablă pe spațiile verzi. Acele spații verzi vor rămâne atât timp cât își dorește cetățenii municipiului Mangalia. Nu s-a dorit întocmirea acestui registru și astăzi, uitați, avem o axă deschisă, vorbim de bani europeni, putem reface sau putem renova parcurile pe care le are Mangalia. Îmi doresc foarte multe spații verzi în Mangalia și ne-am gândit aici la parcul de lângă Balnear, da, care trebuie regândit, nu e în regulă ce se întâmplă acolo, pentru că, eu știu, cei care intră în parc nu pot ajunge până la mare, au desparte de, eu știu, de mare și o stradă, dar și un gard. Și pentru că acolo trec și mașini. Vreau ca acea zonă să fie pietonală. Putea fi regândit. De ce spun putea și o să vedeți pe bani europeni? Totodată în zona Neptun, la blocurile de Neptun, de la stadion până la ultimul bloc, e o zonă generoasă, o zonă verde și la fel o puteam concepe ca un parc. Dar neavând acest registru al spațiilor verzi, nu putem accesa acei bani. La nivelul regional sud-est sunt decât 5 milioane de euro. Aici este primul venit, primul servit. Dar la fel, membrii Consiliului Local de 4 ani de zile nu au dorit întocmirea acestui registru al spațiilor verzi, pentru că vă spuneam în momentul când aceste spații verzi sunt trecute în registru, nu mai poți construi nimic pe ele. În zona sanatoriului, într-adevăr, e oricum destul de dificil să mergi cu o mașină. Chiar nu e... Acum este faleza, este alea Taylor, continuă, dar și cu partea, vorbim de zona balneară, unde se poate circula și cu mașina, după care intrăm în parc și vreau din momentul acesta să meargă până la Olimp, pietonal, da? Ne dorim o faleză, vă spuneam și când am văzut ultima oară, o faleză care va lega Mangalia de Olimpo, da? O zonă pietonală. Deja am început, porțiunea din Mangalia este făcută, vom redepune proiectul pentru că nu mai aveam timp să-l punem pe vechiul exercițiu, pentru că la fel aveam aceeași problemă și am fi îngenunchiat bugetul local. Continuarea falezei de la îndreptul hotelului Paradiso, fostul Siemens, până la ieșire din Saturn.